Bună ziua! Pace! Așa, mergem după Natalia la grădiniță. Acum, că noi deja ora 12, nu? Da. Trebuie să mergem după Natalia și după aia... Deci vă rog să mă credeți că mă lapă surprindere, că așa face cu mine, fie atât de azi. Da, ea fac eu, că mă și sperii de ea. Da. Mergem. Mergem după Natalia. Eu am vrut să o duc și în parc. Da, nu știu dacă mai ajungem. Nu, nu mai mergem, că dacă vine Daci acasă, o să mergem la Pedeman după Vopsea, să fac la bar. A, ok. Deci mergem să luăm. Da. Vecina, sunt mulțumit, vecina, că... Da, că i-am filmat. Căsuța ei. Da, în Germania. Vă salut pe calea asta, vecinuță. Da, vecinuță, uite casa ta, vezi? Da. Aici, ui. Ui, încă în picioare. Așa. Uitați autobuzul care circulă în loc de tramvaie. Și ia ca așa. Biserica sârbească. O renovat-o și pe ea. O vopsit-o, văd. Uite ce faină. Asta au făcut-o de un an, doi. Oare? Da. Nu mai știu. Așa? Da. Că nu mai o luăm pe strada cealaltă, că nu mai stă chiar. Ei, da, da. Aici au închis drumul către posta piață. Da. Închis drumul și... Ce să facem? Asta e. Da. Aici lucrează la linii. Da, eu știu, mai trebuie schimbate și ele. Că în timp și ele să degradează, să... Nu, asta e. Și aici, în partea asta, uite că alții merg cu mașina și cred că îi deschis, dar e închis acolo drumul. Uite, altul... Ba nu, ăsta o ia pe acolo, vezi, altul deștept. E, o pățită, ce o să pățească și ăștia. Da, deci chiar m-am dus cu Natalia cu taxi și chiar o uitat că e drumul închis aici și a trebuit să o iei pe altă stradă. Deci e total aiurea ce se întâmplă, dar asta e. Nu avem ce face. Iar e zi frumoasă, vedeți? Caldă, e 16 grade. Aici e liceu teologic. Da. V-am arătat și ieri. Da. Liceu teologic. A fost liceu de muzică. Ce mare. Da. Deci ăsta a fost liceu de muzică. Da. Și acum e liceu teologic. Liceul de muzică s-a mutat încolo către Podgoria, adică încolo mai către gara, gara veche. Și chiar îi un pic departe de aici. Știu, scrie ceva acolo, dar... Mamă, ce perdele lungi. Și aici e grădinița, știți foarte bine că aici e grădinița. Și mai în față e drumul în lucru. Dar mulți ori deci pățesc acum chestia asta. Uite altul care vine. Vrei să o iei pe aici? Deja au început și lucrările. Uite floarea aia care e pe colț roșie. Aici e pe colț.
și ah, okay. Am tuns-o. Vezi? Îmi pare rău că am tuns-o, asta toamna am tuns-o. Da, odată iară, ai da, văzut? Da. Odată și făcea flori faine, roșii acum. Da. Mă, tu ai... Am tuns-o că tot așa încălcită era și nu m-a făcut. Ah. Și am zis că să deie ceva. Ce sunt blocuri, uite un pin no. aici. A? Mai am o... Așa. Vezi, mai multe crengi are trandafirii ăștia ca noi, la noastre, nu e așa. Eu am spus că totdeauna trebuie tuns mai jos. Tu le-ai tuns odată până jos și de atunci s-o stricat tot. Nu, e comodă. Vezi. Nu. A fost așa de fain, o înflorit și cu toate că a fost pomul acolo și a dat în continuu, numai... Trandafir. Și de când ai tuns-o până jos, până a, jos păi ai tuns-o. Eu n-am spus să-mi tungă până jos, dar pe ce era să fac acum? Dar cine o tuns? O vini cu ceva... Da. Dacă ai văzut că taie de acolo, nu trebuia să-l lași. No. Uitați aici, deja au început la drum, nu știu ce vor să fac aici. S-ar putea că aici o să fie drumul închis și nu o să mai poată circula mașinile. Rămâne de văzut ce-o fi. Deci o să fie ceva nou aici. Uite că sparge și drumul. Da, sparge și drumul, da. Uite aici. Azi dimineață nu a fost aici, așa? Deci, probabil că o să lase așa să meargă. Cred că da. Și aici sparg. Uh-huh. Cred că da. Mamă, ce imens e ăsta. Îți dai seama ce putere are ăsta. Să spargă acolo. Da, uite, vezi? Dar pune canalizare, tu vezi? Canalizare? Ceva canalizare, da. Sau scoate canalizarea, nu știu. Că nu-i abitoată pe harcă. Ceau. Bună. Și ce face aici, scuze? Da. Parc. Parc. Și acum ce sparge drumul? Face canalizare. M-am gândit că e canalizare. Uh-huh. Da. M-am gândit. Deci aici parc o fi. Parc o fi, da. Să vedem. Că așa o să fie aici, o să fie târgurile de iarnă, de primăvară. Ah. Da? No, aici ești. Aici ești, ce mai? Nu o să te mai duci dincolo. Ba, mă duc și acolo. Da? Așa e frumos. Da. Să faci prezența. Exact. Dar filmez, uite, filmez. No, ciao. E chiar de treabă. Chiar de treabă băiatul ăsta, chiar îmi place de el. Aici sunt blondinele. A venit și doamna de la alimentarea pe bolți, unde spartă aici. Hai să mergem după Natalia, că e deja fără un sfert. Și după aia poți să faci ce vrei. Aici are salată faină. Întotdeauna când o duc pe Natalia, vine aici și îmi iau salată de la... alimentarea asta. Da, uite, sparge, face canalizare și face tot aici. Deci se lucră, nu glumă, deja au început. Asta iarba nu au făcut nimic, numai o dat căldura și uite. Și face și turnul la biserică. Mai e înlocuit, uite, câțiva. Unde e? Da. Aici m-am cununat eu cu Daci în biserica ortodoxă. Biserica veche, nu? Da. Ar trebui să intri să arăți la lume. Hai să intru. Dar nu stăm mult. Nu. Deci aici m-am cununat eu cu Daci. O trăi și tanti Bercuș atunci, nu? Da. Mamă, de când n-am mai fost aici, de mult n-am mai fost.
ce liniște de plină. Chiar e fain. Liniște, liniște. Frumos. Așa, nu v-am arătat și biserica unde m-am cununat eu cu dacii. E chiar aici, la piața mare unde a fost. Și are și curte. Deci aici o să fie flori, îngrădit cu flori, vezi? Matarnă beton, cum a făcut și în partea aia altă. Și pomul, uite ce frumos, e? Da. Și pomul ăsta, și el, da. Acolo, la, unde a fost piața pompierilor, să vezi ce frumos. Acolo, știi? Acolo, în partea unde am fost eu cu Natalia. Dacă vă uitați la canalul lui Natalia, Natalia și noi de noi, acolo am filmat, să vezi, deci așa de frumos e acum când sunt înfloriți pomii. Foarte frumos e acum. Da, și mergem spre grădii. O luăm pe Natalia și după aia... Și arată și clădirea asta. Da, deci așa de frumoasă e clădirea asta. Așa de fain renovată. Toate sunt frumoase de asta. Și pe colț a fost o farmacie veche. Farmacia Brozescu. Mm-hmm. Și acum văd că nu-i mai. Nu-i mai. Păi cine știe ce mai... Păi să-l las. Uitați ce frumos e. Și modelele vechi au rămas. Și aici sunt magazine. Jos, care au fost în Piața Mare. Au găsit loc aici și au închiriat. Sau le-au cumpărat. Mama nu știu. Deci uitați ce fain e. Mai este și partea cealaltă de renovat, dar nu știu când o să facă, că cam arată jalnic, dar cu timpul să fac toate. Așa încet să fac toate clădirile. Nu avem ce face. Hai să trecem. Că vine un Audi. Fain. Ce-ți place ție cu treaptă. Da. Așa. Și asta e o clădire minunată, da. Dacă ar fi renovată. Și aici, în partea asta, e cu timpul să fac toate. Da, asta e o clădire superbă, numai că atâta că nu-i... Da. Așa e. Ok. Aici e spitalul clinic de psihiatrie. Înainte au fost de boli infecțioase, așa? Da. Astea ar fi studenți acum. Da. La practică. Mamă, dar ce cald e. Simt la spate cum bate soarele. E așa căldură și transpir un pic. Dar trece. Uite și aici, casa asta, mamă. Chiar e frumoasă. Deci avem niște clădiri frumoase. Uite asta cât arată. Uite și asta. Dacă ar face o șarvărul eu, da. Nu știu ce fain ar fi. Și fi super. Asta e strada unde e Natalia la grădii.
Și acolo văd că face acoperișul. Și acolo clădirea aia mare, pe colț, liceul agricol. Liceul agricol, e vis-a-vis de... Dar mai și acum? Da, da, și acum sunt elevi. Dar puțin, nu mai așa mult cum era înainte. Uite, colega lui Natalia a ieșit. No, bine, hai că vă filmez când vă scot pe Natalia. Așa. Deci am scos-o pe Natalia de la Gădi. Ha, ha, ha. Și ce e liceul agricol. Așa, da, mama? Veceu. Hai că merem și ceau iară veceul din ăla cu bomboană. La Natalia i-am luat ieri o bomboană și înăuntru era un fel de plastic în formă de veceu, adică ceva jucărie pentru copii, o să vă arăt cum e. Am filmat ieri. Am fost în fosta piață pompierilor. Dacă vă uitați pe canalul lui Natalia, o să vedeți acolo. Dar cred că o să mergem și azi. Mergem și azi acolo, Natalia. La, acolo unde sunt flori și am stat pe bancă. Da. Da? Ok. Da, bine, hai că mergem și acolo. Bunica a luat înainte, ca de obicei. Iară viteze. Na, hai că mergem pe partea asta la altă. Opa, ai grijă, mama, mai încet. O să vă arătăm ce jucărioară cu o bomboană o să-i cumpăr. Ieri eu am avut albastră, acum ce culoare vrei? Cu galben. Cu galben? Ok. Da. No, bine, și așa ești galbenă? Ok, no, bun. Atunci ți-au cu galben. Mamă, de că n-am mai văzut eu. Uitați ce casetofon este aici. Iau, nu-mi vine să cred. Mai există așa ceva? Da. Ai fluieră, mama. Da, copii. Vioară. Nu-i pentru copii, mami. Eventual, da, e și pentru copii. Dacă vrei să înveți să cânti la ea, mama. Știi? Dacă vrei să înveți să cânti la ea, atunci da. No, hai că închid și vă filmez mai târziu. Așa, deci am ajuns pe Mețianu, strada Mețianu. Nimica, mami, apa. Hai, da. Și bunica s-a dus la Casa Muscă să vadă de ceva carne. Și eu vă mai filmez un pic pe aici. Uitați ce frumos e pomul aici pe Mețianu. Și acolo se lucră la viitorul parc, care o să fie la noi. Aici e bunica. Așa. Să vedem ce e. A, Natalia. Vezi să nu pici, hei. Ok. O să mergem iară pe piața pompierilor, că trebuie să mă să-i cumpăr la Natalia bomboană din aia. Natalia, zbori? Ai aripioare? Da, nu se mai circulă, văd că aici au închis. Se lucră din spor acolo. Hai aici, Natalia. Hai aici, mă. Hai! Ok, așteptăm pe bunica să vină și atunci vă mai filmez. Deci, uitați aici, să lucră din spori aici. Așa trebuie. Să mă duc drept? Au căs. Așa. Mergem până la alimentarea aia să iau la Natalia bombonica. Haide, mami. Uite și aici ce flori. Nu pot să merg aici, nu, da, Natalia? Hm? Tableta. Nu,
Nu, haide, hai că mergem repede, hai. Dar dacă ar fi mers pe acolo, n-ar fi fost bine. Nu, că n-ai voie să mergi acolo. Ori închis. Da? Acum mă duc să-ți iau, ok? Da! Îți iau acum. No, hai că mergem. Am ajuns iar aici la biserică. Ne-am plimbat astăzi. Deci... E necesar și asta. Ne-am plimbat. Oricum, se vede că nu-i dat ce cu noi. No, hai că mergem. Uite aici, Natalia, uite, haide. Uite un florit, Angie. Care? O ăsta. Da? Da, uite, mă. Ca să ne rupem. Da. Floritoliacă. Vezi tu dacă ajung. Da, nu știu dacă ajung. Pune mâna și da, tragi. Da, unde? Ba, da. Da, mă, cât ți-am luat. Yeah. Uite acolo. Stai că-ți fac așa acolo. Salcea. Uite așa. Corect. Ok, țin-te așa. Wow! Wow! Și uite așa. Și ia ca așa. Wow. Păi poză, stai să-ți facă poză. Stai. Hai să-ți fac o poză, mama. Îi bate, îi bate soarele. Nu vede soare. Hai că mergem, hai că mergem nu. Și îți mai o fac o poză. Da! Da! Lasă jos, mami, ia-o în mânuță, ia-o. Așa. Așa. Încet, încet, încet. Ține de mână și trecem drumul. Așa, aici. Pe aici, dar nu-i voie pe aici. Hei. Da, ține mâine. De ce ară merg cu flori acasă? Cum am fost ieri? No, hai dați! Hai dați! Hai da! Hai că mami e aici la... Nu dă la mine. Yeah! No, hai că trecem pe aici. Așa. Acolo, în partea aia. Da! Hai, da! Uite și aici. Hai că mergem să luăm bomboana. Mergem. Acolo e închis? E închis. Mâine. Păi faine, știu că am văzut și eu. Și aici sunt rușii, adică aduc produse de la Ruș, parcă. Da, din Moldova. Așa. Aici sunt rușii, așa-i? Da. Deci, aici aduc marfă din Moldova, parcă, nu? Da. Din Moldova. Mai zic o dată. De peste Prut. Nu, hai, Natalia. A, de mânuță. Ce frumos! Ăsta e cam plasă în mână, hei! Bate soarele, așa? Hai că nu mai bate soarele, hai! Hai, da! Unde ei? Hai pe aici, nu, nu! La care alimentare? Hai, ai, cu noi! Acolo, jos! Stai că-ți arătăm unde e! Unde-i WC-ul cu bomboană? Hai că-ți arătăm. I-am luat ieri și acum vrea și altă culoare. Au avut albastră și acum vrea... Ce culoare vrei, Natalia? Verde. Verde? Ok. Roșu, nu? Roșu, da. Da. No, hai, dat repede, că vine altă mașină. No, Natalia, ți-ai luat? Hai, uite, și-o luat două, Natalia. Și-o luat două. Arată-mi-le aici. Uitați așa. Mamă, a trecut un motoraș. Aha, îi place la bunica aici. Îi place. E cald, hai până aici la pom. Hai, da. Hai până la pom, da. Uite aici la pom, stai să-mi pun geanta în spate, că am și plasa cu mine.
La bunica îi place? Ce am știut că dacă o duc aici o să-i placă, că sunt florile astea de primăvară. Na? Îți place? Aici. Hai să-ți fac o poză. Vai, dar și miroasă. Uite-te aici. Uite-te aici, așa. Hai să vă fac o poză. Asta așa. Nu, hai, dați. Așa. Așa vă vreau. Hai, Natalia. Nu, hai, dați să mergem în partea asta. Aici. Miroase fain? Așa e? Ia de să văd. Mama, primăvară. A proaspăt miroase, da. Da? E cald? E cald, Natalia. Uite ce frumos e aici, vezi? Ai văzut? Ieri am fost cu Natalia, așa i-a plăcut și la Natalia și am stat aici pe bancă jos. Un pic și după aia ne-am dus acasă. Chiar e plăcut și la Natalia aici, da? Acum merem la... Ce-i de acolo? Acum nu mai mamica, am luat destule, mama, am luat destule. Hai, da. Hai că o să merem acolo. Acum fiecare pom trebuie să rupe. E cald? Păi... Bună! Desfăt! No, hai să mergem în piață, am venit și aici în parc. E cald. E cald la Natalia, dar bate un pic vântul, mami. Hai că mergem acasă, ok? Vrei să-ți dau jos geaca? Nu? Nu se poate. Hai că mergem acolo pe strada aia care îți place ție, mami, ok? Bine? Nu? Ok, nu, bine. Mergem acasă, așa încet. Că daci trebuie să apară. Uite ce fain e și casa asta. Aia mă uit, ce-am făcut acoperiș. Lasă, mami, că stăm jos acasă. M-au vrut să stai jos pe bancă. Un pic. Și de ce ne-ai spus? Păi de ce ne-ai spus, mami, că vrei să stăm jos? Nu lasă că mai venim mâine. Și stăm jos, ok? Mâine. Bine? Ok, n-ați că mergem și stăm jos. Trebuia să spui, mami, că vrei să stai jos pe bancă, cum am stat ieri. Trebuie să mergem că vine tati acasă. Și după aia să vedem ce facem, ok? Uite cine a venit în drum. Mai merg la petit. Și după aia? Nu, pune pe Natalia la tati sus. Vrei sus cu tati? No, hai, da, hai. Nu, hai, urcă sus. Așa. Dăm aici plasa. Plasa pun eu. O pun în portbagaj. Ok. No, ne-am întâlnit cu tati. Natalia e fericit acum. No, hai, da, hai, hai. Auzi și pe Florica. Vorbește cu Florica. Natalia l-a văzut, eu nu l-am văzut. Și zic, mami, uite tati, uite tati. No. Tati nostru, da. Mergem acum la Piața Mare să vedem ce este. Și după aia mergem acasă, mamă, ce tei, un flut de flori. Și le pui acolo în bucătărie, așa frumos, de primăvară. Și le punem așa fain să vadă lumea. Chiar îmi plac florile astea. Deși eu am luat ieri, chiar m-a plăcut mult. Hai că mă duc să pun astea. Da. Hai că mă duc să văd unde s-a băgat. Și să pun plasa. Uite aici ai. Hai să pun plasa în portbagaj. Este flori faine aici. Și ce frumoase sunt mușcatele. 50. Chiar că sunt faine.
50. Uite ce frumoasă s-a stea. Wow, ce fain e. Trebuie să-i fac o poză. Da? Uite ce frumoasă e și alea. Chiar sunt faine. Mm-hmm. Parcă ai mai avut din astea și chiar toată vara au înfloriat. Uite și astea ce fain. Astea sunt mușcatele alea faine, știi? Așa. Și am ajuns acasă. Da. Am luat și prăjătură la Natalia. Am luat un diplomat. Diplomat și asta de coșuleț. Îți place, da. La Natalia foarte mult. Coșuleț cu fructe. Am luat o varză, mai un gogoșar. Roșii am luat, că n-am luat ieri. Și cam atât. Și am luat la cip, am luat semințe de floarea soarelui și porumb. Și am adus primăvara acasă. A, uite ce fain! Am adus primăvara acasă. Și Natalia. Natalia! Natalia! Uite-te! Yeah. Așa, ce bună poză! Și acum uite-te pe mami. Uite-te aici! Bravo! Cam atât pe ziua de astăzi. Am făcut și noi o plimbare după Natalia la grădiniță. Ce la și ne-am luat ridic, ne-am luat ridic, m-am luat două portocale, așa poftă m-am luat două portocale. Cred că te-am luat și eu. Am luat și roșii, dar așa miroase. Da. Wow, zici miroase fain, da, știu. Am luat și la cip. Am luat la veverița noastră porumb și semințe. Da. Trebuie să facă un pic de mizerie cu semințele. Că... Nu face. Cum nu? De nu, cu semințele nu, numai cu alea care nu le mănâncă. Că... Vă dorim numai bine. Aceasta a fost filmarea noastră, plimbarea noastră pe ziua de astăzi. Ne-am plimbat frumos. Am adus pe Natalia acasă. Da. I-am adus și flori. Și acum suntem acasă. Vă dorim numai bine, pace, la revedere! Zi la revedere!